Recomandările Comisiei de la Veneția privind modificările la legea cu privire la procuratura aprobate de Parlament în august 2021 sunt dure și pot fi calificate ca atare doar de către juriștii care le înțeleg esența. De această părere este expertul în drept constituțional Teo Cârnaț. Acesta spune că guvernarea trebuie să ia act de sugestiile organului consultativ al Consiliului Europei pentru că au scopul de a repara legea, dar și greșelile făcute. Potrivit lui Teo Cârnaț, avizul Comisiei de la Veneția declar de înțeles că majoritatea parlamentară a abuzat de statutul ei și nu a luat în considerare mai multe principii și standarde care stau la baza adoptării unor acte legislative. În primul rând, principiul transparenței, principiul publicității, principiul participării a opoziției parlamentare, dar, dincolo de toate acestea, nu au în considerație inclusiv prevederile constituționale. Deoarece numai experții pot să citească cât de dur este acest aviz al Comisiei de la Veneția. O altă îngrijorare a organului consultativ al Consiliului Europei este modificarea componenței Consiliului Superior al Procurorilor, spune expertul, potrivit căruia acest fapt pune sub semnul întrebării independența procuraturii. Politicul, în orice moment, poate interveni la componența CSP-ului. De aceea și Comisia de la Veneția a spus pentru a nu admite ingerințe în activitatea procuraturii, e bine ca să fie fortificată, constituționalizată, adică să fie prevederile referitor la CSP, anume numărul și anume cine trebuie să fie în CSP, să fie prevăzute de Constituție. Mai mult, Teo Cârnaț susține că membrii Comisiei nu au trecut cu vederea nici procedura de evaluare a performanței Procurorului General. Acea evaluare a lui Stoianoglu a început să fie stopată, fiindcă din aviz, cât și din poziția unor experți, este neconstituțională, atâta timp cât legea nu este una generală și impersonală, dar legea a fost adoptată în așa fel ca să fie eliberat din funcție Stoianoglu. Totuși, Cârnaț afirmă că opinia experților nu îl favorizează pe Stoianoglu. Deputatul PAS, Olesea Stamate, unul dintre autorii modificărilor la legea procuraturii, a declarat pentru TV6 că urmează detalierea anumitor aspecte. Noi am analizat atent recomandările Comisiei de la Veneția și urmează să avem o discuție cu Ministerul Justiției și să vedem asupra căror din recomandări revenim printr-un proiect de lege pentru modificarea legii numărul 3 din 2016. Printre recomandările Comisiei de la Veneția nu se regăsește nimic care ar impune anularea. Deci, dacă Comisia de la Veneția sugerează revizuirea anumitor proceduri, noi le vom revizui. Anterior, Alexandru Stoianoglu și președintele CSP, Angela Motuzoc, au sesizat Comisia de la Veneția, după ce președintele Maia Sandu a promulgat legea privind evaluarea activității procurorului general. De cealaltă parte, șeful statului a declarat că astfel va începe construcția unui stat de drept. Totuși, în sesizarea sa, Procuratura Generală își exprima dezacordul cu privire la modul în care respectivele modificări au fost promovate și adoptate. Altyazı